În vreme ce ministrul Carmen Dan prezenta raportul asupra evenimentelor din 10 august, în fața Ministerului de Interne, un grup de manifestanți a protestat față de modul de intervenție al jandarmilor la mitingul diasporei. Oamenii au venit cu măști de gaze și s-au plâns că jandarmii nu știu să poarte un dialog și că folosesc violența într-un mod nejustificat. Totodată, ei au cerut ca în funcțiile publice să nu mai existe condamnați penal. Obiectele din mașină! Vrem doar să plecați dumneavoastră! Și toți politicienii penali! Politica românească nu trebuie să fie condusă de către politicieni penali infractori!